Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 141-a ediție de analize economice, un proiect comun IDIS Viitor și Previesc EU, iar astăzi mai avem o diferență, în afară de IDIS Viitor și Previesc EU, mai avem CBS AXA care a realizat un sondaj și Fundația Universității Mării Negre din București, care împreună cu ei am realizat această cercetare. Dar înainte ca să trec la sondaj propriu-zis și la analiza lui, vreau să felicit toate doamnele cu această zi frumoasă de primăvară, când noi ne amintim încă o dată în plus, că sper că toți aduc aminte în fiecare zi de Doamne, dar astăzi, încă o dată în plus, ne amintim că alături de noi este cineva care merită toată dragostea și admirația noastră. Vă felicit, data trecută am vorbit despre Doamne, ce este Moldova, salariul lor, așteptările salariale, iar astăzi vrem să vorbim despre un sondaj care miercuri a fost prezentat la București, dar acolo a fost o prezentare generală cu sondajul propriu-zis. În baza acestui sondaj, eu fac niște analize mai profunde, care astăzi vă vei prezenta detalii plus dinamica pe ani. Știți că atunci când ai, că vor să pleci 16% din moldoveni peste hotare, e mult sau e puțin? Ca să răspunzi la această întrebare, trebuie să știți de ce a fost în anii precedenți și în felul acesta să creezi o impresie. Acum este mai mult sau mai puțin, de aceea vom trece la o analiză mai detaliată și plus deoarece sondajurile acestea noi nu le facem foarte des, noi încercăm din ce în ce mai des să facem, dar nu întotdeauna avem posibilitățile financiare necesare. Ni vom strădui să le repetăm cât de des posibil. Mie îmi plac foarte mult sondajele economice. În acest consorțiu IDIS Viitorul comandă sondajele cu profil economic, CBS AXA face sondajele legate de politic, iar fundația din Universitatea din Marea Neagră, ei se axează mai mult pe relațiile România-Republica Moldova, Uniunea Europeană, zona în care trăim noi, probleme de securitate. Deci, sondajul economic din această primăvară este legat de migrații, intenția de a migra și salariul care îl are cetățeanul, care îl dorește, aspirația salarială pe care o are cetățeanul Republicii Moldova pentru ca să nu plece din țară. Haideți să parcurgem la sondaj. Prima întrebare care am pus-o noi este o întrebare care am formulat-o pentru prima dată și vă spun în ce context am pus-o. Discutam cu cineva și îmi spunea despre cineva îmi spunea despre reprezentantul unei țări, de ce acolo oameni sunt ceva mai alți. Îmi spune, cum vrei, domnul Ioniță, dacă ei niciodată n-au plecat peste hotare, ei nu circul peste hotare. Lucruri care mie mi s-a părut strane și am vrut să văd, dar moldovene, circul sau nu circul peste hotare? Și am pus următoarea întrebare. Dumneavoastră personal, a fost vreodată în viață peste hotare? Și uitați-vă ce avem noi. 18,5% din moldoveni spun că niciodată în viața lor n-au fost peste hotare. Deci noi avem în țara noastră 18% de oameni care niciodată nu ieșesc din țară. Apropo, vreau să vă spun că această cifră, acușa veți vedea, nu este una foarte mare. Vă spun deodată că acușa ce înseamnă mult sau puțin. Mai avem încă 19% care au circulat destul de rar. După aceasta, 22% au fost mai de mult, 24% au fost în trecut, iar 15% aceștia sunt oamenii care circulă intensiv și, de fapt, aceștia 15% noi îi caracterizăm clasa medie. Apropo, când cineva vă întreabă cât este numărul clasei medie din Republica Moldova, vă asigur, în baza acestui sondaj, le puteți spune relaxat. Noi tot folosim cifra aceasta 15%, acum avem și o confirmare prin date, dar în Republica Moldova avem 15% din populație pe care îi putem cataloga ca clasa medie și ei circulă foarte des peste hotare. Dacă ne uităm pe grupe de vârstă, ceea ce este nou, n-a fost acolo, observați foarte mult, bine, că media națională este în felul următor. 62% circulă peste hotare, 38% n-a fost niciodată sau nu circulă de mulți ani, mai mult de 10 ani. Deci, practic, putem spune 62% din moldoveni circulă peste hotare, 2-3 circulă și o treime nu circulă. Dacă ne uităm pe grupa de vârstă, 18-29 de ani, 86% din ei circulă peste hotare, destul de des, după aceasta merge 72% de la 30-44 de ani, de la 45-59, 63% și 60 de ani în plus, 41% circulă peste hotare. Dacă observați chiar și după 60 de ani, oamenii la noi circulă destul de des peste hotare, țineți minte cifra de 41% și de fapt 59% că nu circulă sau nu circulă deloc, deci ăștia după 60 de ani în plus, vă rog țineți minte cifra aceasta, cușa ne va trebui. E mult sau puțin 18% de moldoveni care nu au fost niciodată peste hotare. Deci noi avem sondajul făcut de CBS AXA, IDIS Viitorul și Fundația Mării Negre, Universității Mării Neagre, unde 18% de moldoveni nu au fost niciodată peste hotare. Avem un sondaj făcut de Fondul Obștepționului Vămnine din Federația Rusă, unde avem 69% de ruși n-au fost peste hotare. Și avem compania Pew Research, care în primăvara 2023 a făcut sondajul pe 24 de țări. Eu am ales doar câteva țări.
Deci avem India, unde 97% din oameni n-au fost niciodată psihotare. După aceasta merge Nigeria cu 91%, Brazilia cu 87%, vedeți BRICS-ul, cam nimeni nu circulă psihotare. Rusia 69%, deci 69%, deci de fapt eu m-am părut, 69% din populația Federației Rusă niciodată în viața lor nu a fost psihotare, niciodată, deci nici nu anul trecut, nici 10 ani în urmă. După aceasta vedem Japonia 35%, SUA 24%, Grecia, Coreea din nou 21% și Republica Moldova cu 18,5%, de fapt suntem cam în cea mai bună situație, apropo, în lume. Aproximativ 75% din populația Tierii n-a fost jurat psihotarele țărilor. Vă dați seama că vorbim de țările mari care au câte 1 miliard și ceva de oameni și majoritatea din ei a fost jurat psihotare. După aceasta avem Franța cu 10% și Olanda, Suedia mai puțin de 1%. Practic 100% din populația Olandei și Suedia a fost cel puțin jurat psihotare. Concluzia este în felul următor. Cu cât țara este mai bogată și cât țara este mai micuță, cu atât oameni circulă mai bine psihotare. Noi suntem de bogați, poate nu, dar de micuți suntem micuți și noi, într-adevăr, circulăm foarte bine psihotare. Am putea spune în felul următor că cel puțin la capitolul călătorii, cetățenii Republicii Moldova stă pe opoziția țărilor dezvoltate, deci la noi populația noastră foarte mult mers psihotare. Care ar fi salariul care îl doriți dumneavoastră ca să nu plecați psihotare și dumneavoastră observați cel mai mult oscilează la 10 până la 25.000 de lei cu 15.000-31%. Ponderând răspunsurile, am primit în felul următor. Dacă în prezent salariul ar fi de 17.500 de lei, atunci oamenii nu ar pleca peste hotare. Noi am făcut acest sondaj începând cu 2017 și în 2022-2023. Din păcate n-am avut posibilitatea să facem. De aceea dumneavoastră aveți dinamica din 2017 până în prezent cu o mică repaus în 21-22. Sper că de acum vom face în fiecare an. Deci dacă ne uităm atent, observăm că avem o fata morgană. Deci cresc salariile Moldova, dar cresc așteptările. Jos este salariul net. Deci salariul net la sfârșitul anului 2023, că noi am făcut sondajul acum, deci în prezent salariul net în Moldova este 10.600, cât în mediu se primește omul în mână, și omul dorește 17.500. Dar am observat un lucru foarte interesant. Scade discrepanța. Lucrul acesta mă face să fiu optimist. Ce înseamnă lucrul acesta? În 2017, diferența era de 2-3 ori. Deci așteptările oamenilor erau cu mult mai mari decât salariul care se plătea în Moldova. În prezent, această discrepanță a ajuns la 1-7 ori. Altfel spus, salariul Moldova încet, încet crește și deja salariul nu va mai fi un factor, sunt alți factori care îl face pe moldovean să migreze, dar salariul deja dispare ca factor din simplu motiv că așteptările salariale ale moldovenilor se apropie încet, încet de salariul mediu care este în țară. Dacă observăm foarte clar, cel mai mult ce a crescut numărul celor care vor salariul de la 15 la 20.000 de lei. Dacă în 2017 erau 8%, acum 30% din ei vor atâta. Sub 10.000 de lei, practic a dispărut. Dacă înainte 55%, e clar că am avut și inflația, acum 12%. Și a crescut brusc cei care vor mai mult de 20.000 de lei. Dacă a fost cândva 4%, acum 28% spun că ar rămâne în Moldova dacă salariul va fi mai mare de 20.000 de lei. Dacă observăm, cel mai mult ce a crescut de la 15.000 de lei în sus. Dacă vedeți, aici am făcut graficul, până la 15.000 de lei și după 15.000 de lei. Dacă în 2017 87% doreau până în 15.000 de lei și doar 12% peste 15.000 de lei, în prezent 63% spun că el ar rămâne în țară dacă salariul ar fi mai mare de 15.000 de lei și doar 37% ar accepta un salariu și mai mic de 15.000 de lei ca să rămână în țară. O altă întrebare care noi punem tradițional este unde vedeți viitorul copiilor voștri. Și dacă observăm, în prezent 57,6% din cetățenii Republicii Moldova spun că văd că viitorul copiilor lor psihotare. De fapt, 51,4% au spus că văd psihotare, 37,8% în țară, 10,8% nu au răspuns. Din cei care au avut opțiune de vot, 57,6%. Observăm, lucrul acesta cred că îl voi analiza în mod separat, voi încerca să explic ce se întâmplă, dar în 2017 până în 2019 numărul copiilor
număr părinților care spuneau, număr persoanelor, de fapt, e corect întrebarea aceasta, este mai mult de senzație, de percepții, număr persoanelor care spuneau că văd viitorul copiilor lor psihotare era de 70%, acum s-a coborât de circa 60%, nu este o cădere foarte mare, dar este una vizibilă, deci cetățenii care au mai rămas în țară speră foarte mult că în Republica Moldova lucrurile se îndreaptă spre bine și copilul lor pe viitor trebuie să rămână în țară. Încă domină cei care spun copilul să fie psihotare, de oricum lucrul acesta s-a îmbunătățit. Și avem o altă întrebare. Dacă ați avea o șansă reală de a pleca din Moldova, cum ați proceda? Aș pleca pentru totdeauna? 14,6%, aș pleca numai pentru o anumită perioadă, 38,6%, nu aș pleca nici într-un caz, 44%. Dacă observați, 44% din moldoveni spun că niciodată n-ar pleca din țară, dar pe grupii de vârstă lucrul acesta se deosebește, dacă observați, la tineri doar 15% din tineri spun că nu ar pleca din țară, în rest 85% spun că ar pleca sau pentru totdeauna sau pentru o anumită perioadă, iar la persoanele în vârstă 68% spun că n-ar pleca niciodată din țară și doar restul 7 plus 20-30% spun că ar pleca pentru totdeauna sau pentru o anumită perioadă. Deci dacă media națională, noi avem totuși mai mult dorința celor de a pleca decât a rămâne în țară, atunci pe grupii de vârstă vedem o diferență foarte mare dintre tineri și cei în vârstă. Deci dacă la tineri peste 80% spun că ar pleca sau totdeauna sau pentru o anumită perioadă, la cei în vârstă de fapt avem aproape 70% care spun că n-ar pleca niciodată din țară. Mai avem o întrebare care o punem tradițional, deci asta este la general, este o întrebare filosofică care arată atitudinea cetățeanului în general, cum își vede el perspectiva, dar avem o întrebare foarte clară. Intenționați în următoarele 6 luni să plecați psihotare? De fapt, este o întrebare pe care noi o punem tradițional în toți acești ani și dacă observăm, cifra este mai mult sau mai puțin aceeași, cu excepția al 2021, a fost în ajun de alegeri, oamenii aveau niște aspirații foarte mari și atunci oamenii au spus că nu plec din țară, voi crești. După aceasta, cumva a apărut o ușor dezamăgire, acum iarăși situația o leacă mai bună. Ce drept aici trebuie să mai dăm o nuanță, poate voi face o analiză separat. Când m-am uitat cine unde este mai mic acest indicator, este exact în regiunea unde deja toți au plecat din țară și primește că de fapt nu mai are cine spune că pleacă din țară, dar oricum avem 16,4% de oameni spun că vor pleca, intenționează să plece în următoarele 6 luni, lucru care ne duce și la concluzia că migrația va rămâne mai mult sau mai puțin la fel, deoarece nu s-a schimbat cu nimic dorința omului de a pleca peste hotare. Intenția de a pleca în dependență de vârstă. Deci media este 16,4%, dar la tineri la 18 până la 29 de ani este 35%. Acum am să vă dăm o cifră o leac și mai tristă. După aceasta scade brusc, chiar de la cei până de la 60 plus, doar 5,7%. De fapt, avem o medie de 16,4%, cât privește cel mai mult această medie, este influențată de tineri care în proporție de 35% vor să plece peste hotare. Dacă să ne uităm în dinamică, observăm că înregistrăm o... Dacă în mediu intenția de a pleca peste hotare 16,4% este mai mult sau mai puțin stabil și este în special din cauza cei din vârstă, numărul lor de a pleca este foarte micuț, atunci la capitolul tineri avem o situație alarmantă legată de faptul că noi din 2017 doi am separat pe tineri din cei de la 18-29 de ani, câți vor să pleci psihotare? Dacă observați, în 2017 28% spuneau, în 2018 30%. După aceasta, situația o leacă s-a îmbunătățit, a coborât la 28%, iar acum avem o creștere bruscă a numărului tinerilor care spun că vor să pleci psihotare, lucru care trebuie să îngrijoreze. Nu trebuie să ne bucuri că la noi numărul celor care spun că vor să pleci psihotare a scăzut, trebuie să ne întristeze foarte mult că numărul tinerilor care vor să pleci psihotare este unul foarte mare. Acum am împărțit o leac pe alte grupe, avem 18-29 de ani, dar acum am făcut alte grupe 18-25 de ani și am împărțit pe tineri de la sate, oraș. Există o diferență, deci în cazul orașilor 18,6 spun că vor să plece psihotare, în cazul satelor 14,5. Una din explicațiile satelor, cei din sate deja au plecat toți, nu mai are ce pleca. Cât privește pe grupii de vârstă, observați, în tineri până la 25 de ani, fiți atenți, acolo au fost până la 29 de ani, până la 25 de ani, dorința de a pleca este 40%. Deci tânărul care doar a absolvit facultatea sau tânărul care este în vârsta de facultate,
Din 10, 4 vor să plece psihotare, din 5, 2 vor să plece. Deci noi avem un număr foarte mare, după aceasta, această tendință scade și dacă observați la ăștia tineri până în 25 de ani, puțin domină cei din sate, de la 41 la 55 de ani domină iarăși cei din sate, iar în rest cei din oraș. De fapt avem vârsta activă 41-55 de ani, deci oamenii care au mai rămas în sate de 41-55 de ani, dorința lor de a pleca este una foarte mare comparativ cu alte grupe de vârstă. Avem iarăși o cifră interesantă, care după mine este una optimistă, merită toată analiza. Cred că și aceasta, deci încă o dată repet, dacă observați, miercuri am prezentat sondajul la București, astăzi fac o analiză mai detalată aici la Chișinău și pe parcursul unei luni voi vedea când vom mai face niște analize punctuale pe anumite locuri, avem o situație care după mine trebuie să ne inspire ceva speranță și anume, noi întrebăm următoarea întrebare, ați fost psihotare și nu intenționați plecați, deci avem așa răspuns, deci moldovenii care spun că în ultimii 5 ani au fost psihotare, s-au întors acasă și nu intenționează să plece cel puțin în următoarele 6 luni. Poate mai încolo va pleca, dar cel puțin acum el nu are de gând să plece. Dacă observați, numărul lor a fost stabil undeva 12%, apoi a scăzut, în special înainte, știți, de... Hai, să nu politizăm, știți dumneavoastră ce a scăzut, apoi a crescut, a revenit la normal, iar acum avem 17,5, avem recordul absolut, de 17% din cetățenii Republicii Moldova spun că au fost la psihotare în ultimii 5 ani de zile, s-au întors acasă și nu intenționează. Cât să se iei ca număr, mie asta îmi place, dacă observați, până recent am avut cam 250-280 de mii de oameni care spun că au fost psihotare, s-au întors și nu vor să plece cel puțin în viitor apropiat, iar acum am ajuns o cifră record, 345.000 de cetățeni în Republica Moldova sunt aici, ei spun că au fost psihotare și nu intenționează să plece mai departe psihotare. O altă întrebare a fost să aflăm dacă au rude psihotare, că avem în vedere de rude, avem în vedere rude directe, frate, soră, mamă, tată, deci nu mai departe. Observăm că avem doar 33% din cetățenii Republicii Moldova care spun că n-au nici o rudă psihotare. Avem 35%, deci fiecare a treilea spune că are rude care a emigrat definitiv pentru totdeauna psihotare și 40% care spun că da, am rude psihotare și încă 6% am care lucrează. Nu vă uitați că cifra e mai mare de 100%, din simplu motiv că unii au și rude psihotare și au rude care la studii. Unii au care au emigrat definitiv și au care la studii. Deci din cauza aceasta cifra de fieră. Această întrebare noi am formulat-o doar de 2 ori. A fost formulat în 21 și acum în 24 și ne observăm că nu e o diferență mare și atunci și acum, atunci am avut 68%, acum avem 67% din persoane declară că au rude psihotare, este aceeași cifră, aici e mic eror de calcul, și nu au rude psihotare, aproximativ o treime din cetățeni. O altă întrebare care o punem noi, asta o facem pentru ca să ne dăm seama volumul de remitență real, este întrebăm dacă ei au primit bani de psihotare. De, în 2021, prima dată am formulat această întrebare și 23,4% au spus că primesc bani în ultimii 12 luni, au primit cel puțin o dată. Acum avem aproape 25%, o creștere ușoară, dar eu, într-adevăr, cred că a crescut puțin numărul celor care au primit bani. Cum primesc banii de psihotare? 84% spun că primesc prin transfer bancar, 8,8% prin colete, 8% prin rude, 3,7% spun că au carduri străini emis în străinătate, acest lucru ne interesează pentru a vedea câte tranzacții se fac cu cardurile și 1% alte metode. Dacă ne uităm cum s-a schimbat în dinamică, în principiu prin transfer bancar avem cam același număr. Unica ce a scăzut este cardurile bancare, care data trecută au fost 5,9, acum 3,5, dar cifra nu este mare, plus minus este acolo. Și mai avem o întrebare dacă oamenii sunt ocupați, care este ocupația lui în Republica Moldova. Deci din toată Republica Moldova, din cei 2 milioane de cetățeni maturi care sunt în Republica Moldova,
1,3% se identifică pe ei ca antreprenori. Deci ce spune că în Republica Moldova sunt 25.000 de persoane care spun că ei sunt antreprenori, au afacerea lor și merg afaceri. Cred că lucrul acesta corespunde cu în număr de întreprinderi active. Deci fermierii nu se identifică antreprenori. Sunt angajați oficial 40%, mai mult sau mai puțin corespunde cu cifrele care sunt. Lucrez, dar nu sunt angajat oficial 6%. Această întrebare noi am formulat-o prima dată, de ce e greu să vedem numărul celor care lucrează neoficial. Nu sunt angajat în Moldova, muncesc peste hotare, deci 3-5% sunt din cei care spun că sunt acum acasă, dar ei de fapt lucrează peste hotare și a venit aici, nu știu, în vacanță, a venit, am reușit să prindem 3-5%. 3-3% declară că sunt elevi sau studenți, 6-7 sunt maternitate sau lucrări casnice, 10%, apropo, numărul lor este cu mult mai mare decât numărul de șomeri oficiali de vreo 3 ori, deci 10% sau vreo 200.000 primește, se identifică pe dânsii ca șomeri, deci om care nu are de lucru și este în căutare de lucru, și 29% sunt pensionari sau cu dizabilități. Și ultima întrebare care o punem, această întrebare o punem pentru ca să putem măsura mărimea economiei tenebre și a salariilor implică, aceasta vom face o analiză separată, aici doar vă dau cifrele, cum primiți dumneavoastră salariul. Dacă observați, noi am avut o situație când oamenii spuneau că 78% și 79% primeau salariu oficial, a crescut până la 88% în anul 2022, ultima dată a fost formulată această întrebare, acum avem o ușoară scădere, deci nu vreau să cred că a crescut puțin economia tenebră, dar presupun că din cauza crizei, din cauza tuturor presiunilor financiare, anumite companii acum au reușit, au considerat că trebuie să remunereze ceva mai mult în plic. În plic avem mai mult sau mai puțin, o parte oficială, o parte în plic, avem mai mult sau mai puțin egal și persoane care spun că totul în plic a fost cândva 15%, a scăzut până la 6,3%, iar acum avem o ușoară creștere până la 9,1%, deci am putea spune în felul următor că în anul 2024 avem o ușoară creștere a economiei tenebre legată de remunerarea muncii. Eu o explic prin criza prin care noi am trecut, dar voi veni cu detalii separate suplimentar la aceasta. În concluzie, sondajul nostru a arătat că cetățenii noștri, oricum încă continuă de a-și vedea viitorul în afara țării, dar în prezent acest lucru este ceva mai bun decât a fost în trecut, așteptările salariale devin din ce în ce mai apropiate de ceea ce real plătește Moldova. Altfel spus, deja la noi salariile cresc într-o manieră în care ele devin atractive și pentru cei care au acea salarii. Oamenii călătoresc destul de activ, moldovenii sunt pentru cei mai călători din lume și lucrul acesta chiar de bine este că sunt studii, cine vrea poate să găsească, care s-a demonstrat că omul care călătorește are mintea mai altfel, open mind, da? Mintea mai deschisă. Nu ce scuze de cei care nu călătoresc, dar cel care călătorește are experiență noi, vede lucruri noi și gândește altfel și schimbarea, inclusiv care ne dorim noi în țară, are loc și datorită celor care călătoresc. Încă un lucru care mi s-a părut relevant este legat de faptul că moldovenii au foarte mulți rude peste hotare și numărul celor care nu au peste hotare este mare și avem o ușoară înrăutățire a ceea ce înseamnă salariul oficial, dar lucrul acesta, după mine, nu este ceva care merită o atenție specială, dar este puțin mai rău. Cred că este legată de criza prin care am trecut și sper foarte mult că încet, încet vom ajunge înapoi la nivel de 85%, dar promit că despre salariile în plic și salariile oficiale voi veni cu o analiză separată unde voi veni cu detalii suplimentare. Vreau acum pe final, încă o dată, să felicit oamenii cu această zi frumoasă, să mulțumesc colegilor la Sibiu Saxa pentru cercetarea care a făcut-o, colegilor la Fundația Universității Mării Negre pentru sprijinul, suportul și ajutorul care l-au dat și celor la IDIS Viitorul pentru faptul că deja a 7-lea an, a 8-lea an consecutiv, satisfac solicitările mele de a face cercetări de ordin economic, deoarece eu sunt convins că, lângă întrebările politice, care știu că pe toată lumea deranjează, ar trebui să ne intereseze subiectele economice care ne ajută mai bine să înțelegem ce se întâmplă economiei și sper foarte mult că aceste analize economice bazate pe sondaje va fi mai des făcute decât trei zile viitor și în felul acesta vom cunoaște mai bine realitățile economice. Vă mulțumesc și pe data viitoare!